frumoasă și o să-ți dau întrebare. Îți dai? Să nu-ți imaginezi cum vine acea surpriză. Bună seara tuturor! Ne pare bine să vă găsim în bună dispoziție. Danieluș, te rog să te apropii de mine. Noi suntem cei de la Echipa Emoții cum vedem și venim cu o surpriză la aniversarea ta, la majoratul tău. Te felicităm călduros că împlinești această vârstă de 18 ani, abia când toate succesele și toată viața începe de acum încolo. Surpriza vine din partea prietenii tale, Cristina, din partea fratelui Ion și din partea tăticului Vasile. Ei nu au posibilitatea să fie alături, dar cu sufletul sunt aici lângă tine. Te felicită călduros și te rog să primești acești trandafiri frumoși. Personalizată cu poză. Să vadă toată lumea. Și noi, echipa Emoții .md, nu putem să venim fără un prezent la sărbătoarea ta. Te rog, primește această sticlă de șampanie. Ei ți-au scris și niște cuvinte calde pe care te rog să le asculți cu atenție. Scumpa mea Dănuță, iată că ai ajuns la vârsta la care toate căile îți sunt deschise. Ai făcut 18 anișori, ești deja majoră. Ce am putea să-ți zicem în această zi frumoasă decât să fii sănătoasă, să ai parte de noroc, de iubire și să nu uiți că orice s-ar întâmpla o să-ți fii mereu alături. Vreau să știi că nu am mai întâlnit o prietenă mai bună decât tine până acum. Și nici nu cred că așa ceva este posibil din moment ce mi-ai demonstrat că vei fi alături indiferent de ce s-ar întâmpla. Ești o prietenă, o fică și o soră minunată. Multe fete și-ar dori așa o prietenă ca tine. Vreau să știi, chiar de ne-am văzut și am vorbit doar pe internet, am văzut în tine persoana minunată care ar da totul pentru cei din jurul ei și nu ar cere nimic în schimb. Tu ai mereu curajul de a spune lucrurilor așa cum sunt, ai mereu o vorbă bună pentru toți și faci orice ca să faci persoanele din jurul tău să zâmbească. Noi suntem cei mai bucuroși că avem norocul de a te avea în preajma noastră. Vreau să știi că te iubim nespus de mult și ne pare foarte rău că nu-ți putem fi alături în această zi minunată. Cu mare drag și iubire din partea prietenei Cristina, fratelui Ion și a tatălui Vasile. La mulți ani, Dănuța! Niște emoții de nedescris am în momentul de față. Nu știu cum aș putea să explic ceea ce simt. Îi mulțumesc din suflet Cristinei, fratelui meu, Ion, și tăticului meu. Să știți că îmi ziți foarte mult și aș da orice ca să fiți alături de mine. Vă mulțumesc din suflet. Să știți că vă iubesc foarte, foarte mult. Te-ai așteptat? Nu!